Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, și vă spun cruce bucuroasă fiecăruia, pentru că duminica aceasta ne-a dat un plus de speranță și de nădejde în drumul și în urcușul nostru duhovnicesc legat de învierea Domnului Hristos. Suntem în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra, din fața bisericii din Dretea, unde transmitem direct în Împărăția lui Dumnezeu bucuria noastră de a fi oameni. Evanghelia de astăzi a avut un început așa: oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Textul întreg îl găsiți în Evanghelia de la Marcu, capitolul 8, versetele 34-38 și capitolul 9, versetul 1. Oricine voiește, adică inclusiv noi, cei care nu părem foarte importanți pentru ceilalți, dar noi, cei care ne dorim să devenim importanți pentru Împărăția lui Dumnezeu, suntem chemați să ne luăm crucea și să urmăm lui Hristos. Cuvântul lui Marcu, așteptul care se potrivește acestei luări a crucii, sunea sa: simplitatea cuvintelor nu vatămă pe cel prea cuvios, precum nici măiestria cuvintelor pe cel smerit la cuget. Nu-i cazul să ne lăudăm în crucea lui Hristos decât cu lucrurile pe care putem să le îndreptăm ca oameni, cu lucrurile pe care le putem trăi ca oameni. Biserica din Dretea Clujului asta ne învață de fiecare dată, această excepțională verticalizare în numele prezenței lui Hristos în mijlocul vieților noastre. Nu suntem un popor doar de păstori, ci și unul de păstoriți. În voia lui Dumnezeu a fost de fiecare dată să se așeze crucea în mijlocul sufletelor noastre. Și dacă vreți, știind că după înviere toate se cer după cruce, știm că în mod sigur destinul nostru ca popor este pe brațele crucii lui Hristos. Nu e vreme acum de plâns. Mergem mai departe într-o săptămână ce se deschide înaintea ochilor noștri cu toată bogăția ei duhovnicească. Ne apropiem dinspre cruce, spre cunoașterea Sfântului Ioan Scărar, urcăm, cum s-ar spune, spre o scară cerească pentru a ne întâlni cu Dumnezeul nostru cel înviat. Am trecut într-o săptămână frumoasă, frumoasă din calea afară, și pentru că, într-un fel sau altul, Soarele Hristos e de partea noastră. Mâine, o nouă zi.